Camelia din Urziceni are 26 de ani, este fan Giulia, atât de mult o admiră încât și-a dorit să arate ca ea. Așa că a apelat la noi, am trimis-o la echipa lui Adi Perjovski și iată transformarea. Priviți! Dragan Camelia, sunt din Urziceni, județul Ialomița și am 26 de ani. M-am înscris la rubrica transformărilor, deoarece am vrut foarte mult să o întâlnesc pe Giulia. Ce admir cel mai mult la Giulia este faptul că ca să-ți emani senzualitatea, feminitatea, nu ai nevoie neapărat de un păr lung. Am emoții foarte mari și acum a ras în cap o să fie la modul wow. Nu știu, o să fiu șocată. Cami a venit cu un păr mediu spre lung astăzi la noi, așa că vom scurta destul de mult. Giulia e tunsă destul de punk. Bun, astăzi realmente vei fi rasă în cap. Cât de pregătită ești pentru asta? Se pare nu pot că... să mint, chiar am emoții. Râsul ăsta e pe fond nervos? Pare? Da. Mm? Capul un pic a plecat pe față. Bun. Focul ce? Finger cross. În asta să credeți. Wow. Doamne. Poți să ating? Te rog. E capul tău. De azi înainte așa o să fie. Nu vine să cred că s-o rasă în cap. N-a fost niciodată ras în cap. Vai. După această etapă, urmează să o decolorăm și vorbim o jumătate de oră. Acum urmează să te vopsim și după aia să te tundem de tot. Nu, glumesc. Doar te vopsim momentan acum. Ok. Nu vreau să mă văd. Bun, dacă nu ești curioasă, e tot ce contează. Ești curioasă doar cum o să arăți, nu? Da. Hai vreau să văd rezultatul final. Nu mă ține n-acum. Aoleu! Du-te, mă, prietene, mă. Cum e? Ce super. Zici? Vai de când îmi doream culoarea asta. Nebunie curată. Fizionomia Cameliei este foarte asemănătoare cu cea a Giuliei și asta mă va ajuta foarte mult în machiajul pe care o să-i fac Cameliei. Voi încerca să-i definesc sprâncenele și să-i contorez fața. Giulia are un stil vestimentar care împrumută influențe din cultura rock și pe care le include în propriul stil vestimentar cu un glam twist. Iar Cami astăzi va purta o salopetă din denim. Giulia se îmbracă adesea în denim și am asortat cu o pereche de botine cu elemente rock, bineînțeles, cu niște fermoare care o definesc pe Giulia. Zi-mi cum te-ai simțit astăzi la noi. Perfect, m-am simțit exact tratată, ești deja cum merită să fie tratată o femeie. Arăți foarte, foarte bine. Hai să mulțumesc te și vezi mult. Cu totul, cu make-up, cu styling, cu tot, nu? Mai bine. Mamă, deci sunt de-a dreptul șocată. Deci nu îmi vine să cred că arăt atât de bine datorită unor oameni talentați. Vă mulțumesc din suflet. Iau de cine a venit. Doamne, ce bine că am o sosie! Doamne, dar tu, dar ce bine stai! Mulțumesc frumos! Deci, putem să ne facem o trupă. Exact, deci, se aseamănă. Am avut super multe emoții. De ce? Deci chiar nu am știut cum o să iasă toată treaba asta și uite că a fost... A ieșit un rezultat extraordinar! Te-am urmărit, te urmăresc pe Instagram, peste tot, îți ascult melodiile. Ce piele de găină suntem, deci... Ok, suntem bine astăzi. Mă simt extraordinar de bine, nu știu ce altceva mai pot să mai spun, sunt toată în zâmbet și tremur și am emoții și
O am pe Julia lângă mine, adică ce altceva mai pot să mai doresc de la viață decât femeia cu care mi-am dorit întotdeauna să fiu. Ui, adică vezi, e o mamă extraordinară. Nu mă așteptam semene atât de tare cu mine, dar uite că, Doamne, dacă am concerte sau ceva, vă dați seama că pot să o rog din când în când să meargă în locul meu. Prima dată când m-am ras în cap, să știi că a fost înainte să mă tund atât de scurt, adică momentul în care m-am ras lateralele, atunci am avut cele mai mari emoții din viața mea, recunosc. Soțul meu a avut emoții foarte mari. El aproape că nici nu m-a mai primit acasă când m-am întors de la salon, pentru că i-am zis că mă duc să mă tund scurt. Nu i-am zis că mă duc să mă tund atât de scurt și când am plecat de acasă eram brunetă și cu părul până pe la umeri și când m-am întors eram tunsă scurt și blondă. Nu mă mai recunosc deloc, nu mai sunt eu cea de ieri, sunt cu totul și cu totul o altă persoană. Am renăscut efectiv ca pasărea Phoenix din propria cenușă.